Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune 6TV. Mă bucur așadar că ne revedem și în această seară cu ocazia unei emisiuni sau cu ocazia pregătirii unei emisiuni pe care sperăm că am pregătit-o în interesul dumneavoastră să aflați lucruri extraordinare. Probabil că titlul emisiunii vă incintă a ne vedea și a ne asculta conversația cu invitatul meu din această seară. În cadrul emisiunii vom prezenta acest spion care a zguduit NATO și este vorba de celebrul Mihai Caraman, un personaj văzut în lumini și umbre de către diversi conderi, dar și către diversi, să spunem așa, profesioniști și chiar colegi de-ai domniei sale. Sigur, viața unui spion este viață plină de mister, este viață plină de conspirativitate, de ascunzișuri, de clandestinitate, pentru că a culege informații într-un teritoriu străin te bucuri de protecția niciunei legi, deci ești pe cont propriu. Trebuie să ai o acoperire excelentă, o acoperire care să însemne un fel de haină pentru a te proteja pe cele mai grele vremuri, pe ploaie, pe vânt, pe viscol și chiar pe timp de noapte. Asta înseamnă o acoperire perfectă. Ei bine, personajul nostru, și este vorba de Mihai Caraman, cel care a reușit să culeagă informații în NATO, în plin Occident, nu? Timp aproape de 10 ani, dacă nu și mai bine, construindu-și o rețea de agenți perfectă, astfel că a reușit să furnizeze țării noastre de atunci unele dintre cele mai bune informații. În acest scop, l-am invitat pe autorul unei cărți extraordinare, un bestseller, aș putea să spun, dacă ar fi tradus în limba de cea mai largă circulație engleză, deoarece spațiul este foarte larg și cred că s-ar cumpăra foarte tare. Avem varianta autorului nostru român. Este vorba de istoricul și cercetătorul la CNSAS, Florian Banu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim încă o dată că ne-ați răspuns la invitație. Distinsul autor de carte, de cărți, de intelligence și mai ales de intelligence ofensiv, deci de spionaj. Scrie foarte bine, este foarte bine documentat, este extrem de exigent și nu-și permite a face sau a crea anumite culoare de dezinformare în scrierile sale. Așadar, din cartea domniei sale, care a fost lansată pe 2 iunie, unde am avut onoarea să fiu prezent, a avut, să spunem așa, o echipă de prezentatori de calibru foarte mare, foarte mare, astfel că și audiența a fost pe măsură. Așadar, înainte de a intra în spațiul emisiunii, câteva cuvinte despre personajul despre care am făcut vorbire, despre Mihai Caraman. Este român jet-beget, născut în comuna Oancea, județul Galați, în anul 1928, perioada lui foarte prolifică, să spunem așa, după ce a fost ofițer în cadrul Direcției de Informații Externe a Securității Statului, perioada a fost 1958-1968, care, să spunem așa, a dat rezultate extraordinare în calitate de șef al rezidenței de spionaj din Paris. Deci el a condus celebra rețea care îi poartă numele rețeaua Caraman, reușind să aducă în țară documente de la cartierul general al NATO. A provocat așadar daune incomensurabile Alianței Nord-Atlantice. Sigur că, așa cum am mai spus și în deschiderea emisiunii, deasupra domniei sale a planat fel de fel de discuții, cum că ar fi fost spion KGB, că ar fi aservit rușilor și așa mai departe. Nu este adevărat, aș putea să-l asemuiesc cu Reinhard Gehlen, eroul din cartea Mâna Cenușie, cel care a fost spionul lui Hitler în timpul războiului al doilea mondial. După război, Reinhard Gehlen, pentru capacitățile sale operative, a fost luat de americani, duș să le organizeze serviciilor de informații, revine în Germania, este numit directorul Bundesnachrichtendienst și iese la pensie până sau lucrează până prin anii 1957, când iese la pensie în calitate de director. Ziariștii l-au întrebat într-un anumit timp: domnule Reinhard Gehlen, cine sunteți dumneavoastră și pe cine ați servit? Că ați fost sub Hitler, ați fost în Statele Unite, acum ați venit în Germania Federală și sunteți directorul acestei cele mai puternice agenții. Pe cine ați servit dumneavoastră? Și răspunsul a fost: am servit Germania. Așa, sau statul german. Așa cred că și Caraman a făcut, după acest exemplu, el și-a servit țara cu prisosință. Despre autor, câteva cuvinte. Sigur,
Continuând, după Revoluție, Mihai Caraman, în ciuda faptului că Pacepa l-a văzut în culori, sigur, nu prea plăcute, pentru că nici nu ține foarte mult, este numit adjunctul ministrul Apărării Naționale și șef al Centrului de Informații Externe, după aceea devine șef al CIA. Într-o zi de 22 aprilie 1992 iese la pensie după ce a format și a construit sistemul Serviciul de Informații Externe. Așadar, și iese la pensie cu gradul de general colonel. Distinsul autor s-a rupt de preocupările sale, s-a concentrat asupra acestei cărți, scriind-o cu un profesionalism deosebit, după ce a mai debutat într-o carte, O istorie a spinajului românesc în timpul regimului comunist, 1948-1989, de la SSI la SIE. Așadar, distinsul autor de carte are experiență în materie, este un cercetător dedicat. Așadar, distinse domnule Banu Florian, să începem cu începutul. Cine este Mihai Caraman? Da, e o întrebare aparent simplă, dar în același timp și foarte complexă. E destul de dificil de răspuns și răspunsul practic stă în această carte de 600 de pagini și încă nu am certitudinea că e un răspuns complet. Mihai Caraman a fost fără îndoială unul dintre cei mai buni ofițeri de informații pe care România i-a avut, iar succesele pe care le-a obținut în timpul misiunii la Paris, s-au intrat practic în analele spionajului românesc, devenind un caz școală pentru viitorii spioni, dar în același timp a intrat și în atenția serviciilor de contrainformații occidentale. DST-ul francez a studiat cu foarte mare atenție acest caz și din mărturisirile pe care le-a făcut adjunctul șefului acestui serviciu, mă refer la Raymond Nart, în cursurile DST-ului se studiază rețeaua Caraman în procesul de pregătire a ofițerilor de contrainformații francezi. Deci a fost o acțiune de mare impact, a rămas de referință atât pentru noi, dar a rămas de referință și pentru occidentali, care, slavă Domnului, nu se pot plânge că nu au avut de a face cu diverse încercări venite de dincolo de cortina de fier de a le afla cele mai bine ascunse secrete. România a avut șansa de a obține un succes deosebit, în pofida faptului că resursele de care dispunea Serviciul de Informații Externe erau destul de limitate, iar acest lucru este consemnat chiar de șeful DST-ului din acea vreme, din anii 60, Jean Rochet, care în memoriile sale mărturisește că nu s-a gândit nicio clipă că poate primi o astfel de lovitură de la una dintre cele mai modeste țări ale blocului răsăritean. Chiar așa era exprimarea. Una dintre cele mai modeste țări, una dintre cele mai modeste reprezentanțe la Paris. Iată că inteligența și spiritul de acțiune, de devotamentul față de patrie, față de misiunea pentru care a fost trimis la Paris, a reușit să suplinească lipsurile materiale, a reușit să suplinească fondurile bănești care sunt la dispoziția altor agenții mult mai puternice și se dovedește încă o dată că inteligența umană practic este elementul cheie în acțiunile de inteligență. Prin urmare, cum am mai spus-o și în alte emisiuni, munca de spion, deci de a culege informații într-un spațiu ostil, nu este o muncă pentru agemii sau pentru oameni obișnuiți, este o muncă pentru minți aerisite, pentru adevărata inteligență. Nu? Trebuie să ai un psihic deosebit, dar trebuie să cunoști limba foarte bine, trebuie să cunoști obiceiurile, adică să te strecori printre oameni, să te strecori printre obiceiurilor pentru a nu fi sub nicio formă nici măcar bănuit, pentru că și bănuiala poate să conducă până la urmă la adevărata persoană care se ascunde sub această acoperire. Și ați observat, sau dumneavoastră a spus că ei ne-au conținut într-o țară modestă. Eu am citit cartea lui Claude Zilberțan, un alt director al DST-ului, Au cœur du secret, În inima secretului, în care a pomenit despre faptul că, nu l-a numit, dar la el se referea, dinspre est au fost vectori care au reușit să intre în adâncul secretelor NATO și franceze cu rezultate deosebite. Așadar, după părerea mea, este vorba de talent, este vorba de
un echilibru psihic extraordinar de bine pus la punct. Și așa cum spunea un autor de carte, spionii trebuie să fie niște mari anonimi, să trăiască într-un anonimat perfect pentru a nu da niciun fel de bănuială. Ei bine, Mihai Caraman, plecând din această țară modestă, iată, din Oancea, cea de pe malul Dunării, plină de obiceiuri și tradiții frumoase, chiar și așa începeți cartea, nu descriind locurile în care s-a născut acest deosebit personaj care a lucrat în inteligența românesc și acolo s-a format el ca om, acolo a luat, să spunem așa, gura de aer când s-a născut, acolo a luat primele date și informații, acolo s-a format ca școlar, nu? Acolo a învățat să scrie, să citească, da. El a fost mediul cultural, n-a fost unul urban, orășenesc, plin de informații, să mustească în civilizație, dar probabil că a avut o minte deosebit de bine organizată, a prins, a studiat, a învățat și o școală bună. De ce să n-amintim și treaba aceasta? Da, am insistat puțin pe perioada copilăriei și a primei tinerețe a domnului Mihai Caraman, pentru că mi s-a părut că întotdeauna calitățile native sunt cele care sunt hotărătoare în această activitate. Și atunci am încercat să înțeleg care a fost mediul în care viitorul ofițer de informații s-a format. E adevărat că s-a născut la Oancea, dar școala a făcut-o dincolo de Prut, într-un mic orășel basarabean, în Cahul. Un oraș multietnic cu o prezență evrească, cu o prezență rusească, cu armeni, cu ucrainieni. Evreii dominau? Deci un oraș cu o populație compozită, cu obiceiuri diverse, cu culturi diferite, dar care trăiau în armonie. În același timp, foarte important, mi s-a părut faptul că Mihai Caraman, în copilăria, în tinerețea sa, a fost de două ori refugiat, pentru că în 1940, când Armata Roșie a ocupat Basarabia, familia s-a refugiat în România, a trebuit să găsească aici noi colegi, a studiat la Brăila. După aceea, când armata română a eliberat Basarabia, familia s-a întors la Cahul din nou, s-a reintegrat în acel mediu. Ulterior a trebuit să-și continue studiile la Ismail, pentru că liceul din Cahul nu mai funcționa, funcționau doar clasele inferioare. Și am considerat că și această schimbare permanentă de mediu, necesitatea de a se adapta la noi colectivități, să-și facă noi prieteni, să răspundă exigențelor unor noi profesori. Probabil că i-au călit încetul cu încetul caracterul, i-au dezvoltat inteligența, capacitatea de adaptare la nou, exact, de a răspunde la tot felul de provocări. Eu însumi mi-am schimbat școlile în copilărie și știu cât e de greu totuși să intri într-un alt colectiv, într-un alt mediu. Și probabil că toate aceste lucruri, pe lângă faptul că, așa cum am zis, a avut de-a face cu culturi diferite, cu oameni, cu tradiții diferite, i-au dezvoltat niște aptitudini care sunt, zic eu, de neocolit pentru un ofițer de informații. Și acest lucru, cumulat cu șlefuirea permanentă a acestor aptitudini, produsă atât prin școală cât și prin activitatea în prima parte a carierei, primii ani după absolvirea școlii, inițial de jandarmi, apoi de ofițer de securitate de la Măgurele, aici lângă București, a lucrat în contrainformațiile militare. Deci și acolo a avut de-a face cu oameni, cu rețele informative, cu necesitatea de a cunoaște diverse persoane. Aducerea... A ajutat foarte mult pentru cultura sa profesională în a ști să-și ia măsuri contrainformative în momentul când a acționat pe un teritoriu străin și ostil. Asta e și diferența dintre contraspionaj sau dintre contrainformație și informație. În contrainformație acționezi pe teritoriul național, există un cadru legal în care acționezi, ai temei legal de a proceda la o acțiune informativă operativă. Chiar dacă culegerea de informații se petrece în secret, după regulile muncii de informații, conspirativitate, munca în obiectiv, etc., etc., totuși, în țara ta acționezi după principiul legilor, adică principiul legalității, nu poți să faci abuz sub nicio formă. Iată, am avut destule exemple cu, așa zisul, amestec al Serviciului Român de Informații în cercetarea faptelor de corupție, lucru la care eu am îndoiel că s-ar fi făcut abuzuri, în sfârșit, să vină infractorii să atace, este necredibil asemenea chestiune. Eu cred că ofițerii și-au făcut cu prisență datoria. În schimb, el, trecând prin, a beneficiat de foarte multă cultură contrainformativă, astfel când și-a schimbat poziția, nu? A trecut în munca ofensivă a activității informative, adică de colegere de informații pe un spațiu extern,
Sigur, caracterul pregătirii este altul și pregătirea se face, dacă vreți, cu o minuțiozitate extraordinară și acum depinde și de mentorii și de școala care face o asemenea pregătire. Iar pregătirea nu se face în bloc 30 în clasă, se face cam individual, depinde pe ce spațiu lucrezi, adică nu vreau să intru în bucătăria școlilor, serviciilor de informații externe, dar sunt niște particularități absolut, absolut greu de pătruns, ci numai școlile acestea au un cod, au o concepție, au o doctrină a lor pentru a trimite în anumite spații, cum spun ei, oameni care se culeagă informații. Așadar, iată că i-a prins această chestiune. Școala a făcut-o la? Școala militară a făcut-o aici la Măgurele. La Măgurele. După care am mai făcut un curs de specializare pe contrainformații. Aici fac o paranteză, se spune în foarte multe surse că a făcut școala de spionaj la Moscova. Nu a făcut această școală de spionaj la Moscova. Nu există niciun document care să ateste acest lucru și întreaga sa carieră a putut fi documentată cu documente unde se afla în perioada respectivă. Sunt doar niște simple afirmații care fac confuzie între acel curs de contrainformații militare și cursurile care se desfășurau la Moscova în acea perioadă. Alți colegi de-ai domnii sale, inclusiv cel din cauza căruia a căzut rețeaua, Ion Iacobescu, au făcut cursuri la Moscova și acest lucru este consemnat în dosarele lor de cadre, așa cum este și firesc. Deci nu a avut practic o pregătire instituționalizată. După ce a fost adus în Direcția de Informații Externe în 1956 pe fundalul reorganizărilor prin care trecea Ministerul Afacerilor Interne, s-a specializat pe spațiu Italia, Franța, Belgia, a avut aici în țară o serie întreagă de acțiuni, de operațiuni. A mers în mai multe misiuni externe în calitate de sub acoperire de curier diplomatic. Se fac încălzire, probabil. Exact. Și aici, imaginea de pe coperta cărții este de la Londra, nu este de la Paris, este din Piccadilly Circus, aflată într-una din misiunile sale externe anterioare plecării la post la rezidența de la Paris. Deci când a ajuns la Paris, cunoștea deja Occidentul și cum se desfășoară lucrurile. El a apucat și niște timpuri foarte grele, nu? Suntem după terminarea războiului, perioada 46-47-48, când sunt distruse, ca să spunem așa, nu numai armata regală, și s-a lovit năpraznic în general. Ei unii au murit prin închisori, alții au ajuns lustragii după ce au primit ordine că au luptat pentru țara lor. Dar și serviciile de informații au fost, să spunem așa, puse la pământ. Ni s-au arestat capii acestora, unii au murit, alții au revenit și refolosiți. Așadar, intraseră ocupantul, să spunem așa, în arhivele noastre. Multe dintre ele sunt și acum la ruși, cred că nu au fost aduse în totalitate. Și în momentul când s-a constituit aceste școli de securitate de mai târziu, fără îndoială că acești școleri, acești învățători, acești ucenici în inteligență, pe culoarele acestor școli, n-avea cum să nu dea de către, să spunem așa, acești consieri sovietici sau chiar funcționari în cadrul serviciilor. Deci era un fel de supă sovietică în toate aceste școli. Și este interesant că tânărul Karaman a știut să facă, cel puțin în conștiința sa, o distinție, a nu cădea sub influența acestor consieri ruși și să-și ducă misiunea în numele țării sale. Aici, e o observație personală. Da, aici era vorba de atitudinea oamenilor, de atitudinea elevilor acestor școli, pentru că, așa cum povestește și domnul general Karaman, erau persoane care doreau cu orice preț să se remarce și atunci depuneau foarte mult activitate pe latura asta ideologică și firește că erau selectați, trimiși la cursuri de ofițeri politici, înaintați mai repede în grad, trimiși la cursuri în URSS. Dar cei care și-au văzut doar de carte, doar de meserie, fără să se implice în activitatea politică din aceste școli, cum a fost cazul dumnealui, da, iată au absolvit cu bine, dar au fost repartizați cum a primit repartizatul mare. Cel care l-a deconspirat făcuse cursuri la Moscova. Exact. Deci el a fost recrutat și... Așa au fost mai mulți, adică de-a lungul carierei a avut de mai multe ori acuzația asta că e posibil sau ar fi fost posibil să fie recrutat. La un moment dat se insinua că ar fi fost recrutat pentru o femeie, soția unui alt ofițer de securitate aflat tot în rezidența de la Paris. Respectiva femeie era rusoaică, era din URSS, se căsătorise cu respectivul ofițer român în momentul când acesta era la studii acolo,
fusese determinat și amândoi la Paris, asupra lor n-a planat nicio îndoială. Nimeni nu s-a pus problema cu lumea, dar poate cuplul ăsta lucrează pentru KGB, nu lucrează pentru România. Dar în momentul în care s-a spus că între Caraman și respectiva femeie s-a înfiripat o idilă, brusc a apărut suspiciunea că este recrutat de sovietici. Adică să vedem dubla măsură și modul cum se interpretau faptele. Aici, dacă la centrală nu ai informații suficiente și o structură de contraspionaj extrem de puternică și obiectivă, greu poți să îți verifici agentul de reședința sa și eu știu, sigur, au fost rețele care au căzut, fie din greșeală, fie ca urmare unor servicii de contrainformații foarte bine puse la punct, dar au fost și unii care, iată, au rezistat cu brio vreau să reamintesc aici, am avut o discuție înainte de emisiune și am să citesc din cartea lui Cornel Nemeț, vorbind despre Caraman după ce a venit la șefia SIE și a avut mai multe discuții cu Mihai Caraman și vreau să completez ceea ce a spus domnia voastră, și anume informațiile pe care Caraman le culegea cu ajutorul rețelei sale veneau în România, iar din România se trimiteau acele informații la Moscova și care interesau tratatul de la Varșovia. Nu toate informațiile ajungeau acolo și aceste informații, așa cum spune autorul Cornel Nemeț în cartea sa Curier Ilegal, menționează mai departe că toate cheltuielile în materie se făceau de către statul român. Așa că și asta poate să excludă oarece suspiciuni cu privire la caracterul și patriotismul acestui personaj, cum am spus. În general, acuzațiile care au fost formulate au fost tendențioase, au fost făcute de către persoane care fie nu cunoșteau mecanismele de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne și KGB, fie le prezentau voi deformat. La vremea respectivă, România era membra tratatului de la Varșovia, tratat în care, alianță în care Uniunea Sovietică avea rolul de lider. Între toate statele membre și Uniunea Sovietică se încheiaseră protocoale de colaborare pe linie de informații externe și în vremea respectivă, conform acestor protocoale, se făceau schimburi de informații. România trimitea la Moscova, Moscova trimitea României. E drept că nu erau echivalente volumul de informații și valoarea acestor informații, dar, așa cum a spus și dumneavoastră, Mihai Caraman nu a avut un canal prin care se trimită el sau să hotărască el ce anume ajunge la Moscova. Informațiile obținute prin rețeaua de la Paris erau trimise în centrala DIE de la București. În centrala DIE erau triate, evaluate, analizate în cadrul unei structuri specializate codificată în NAM. De acolo, conducătorul Direcției de Informații Externe, generalul Doicaru, făcea propuneri ministrului afacerilor interne, Alexandru Drăghici, care stabilea ce anume se predă către URSS. Și probabil că dacă erau informații cu un conținut operativ foarte mare, poate trebuia să aibă și avizul conducerii superioare de partid. Da, probabil că de partid și în de stat. Cazuri deosebite se ajungea până la Gheorghe Iudej. Am văzut și astfel de rapoarte pe anumite informații care purtau destinatarul. Se aveau înainte o adresă. Acum, în legătură cu această cooperare de care dumneavoastră s-a amintit, așa se procedează în toate marile blocuri politico-militare. Dacă facem o paralelă cu NATO, sigur că la vârf NATO există o structură de analiză a inteligenței, o analiză în cadrul compartimentului de inteligență al NATO și unde toate statele participante acele informații pe terorism, eu știu, crimă organizată sau de altă natură și care interesează sau care sunt de interes pentru întreaga alianță, pentru întreaga organizație nord-atlantică, sigur că ele vor fi promovate acolo, n-are ce să facă statul român sau statul polonez sau așa. Dacă ele apare în mediul acesta informativ-operativ și atunci se fac analize, se iau pe baza acestor decizii. Așa se lucra și la tratatul de la Varșovia. Absolut. Fără îndoială. Sunt similarități aici privind analiza informației. Informații de valoare strategică, informații foarte importante, de exemplu, referitoare la submarinile purtătoare de rachete nucleare Polaris. Pentru România, o astfel de informație era complet inutilă. Nu putea România să contracareze așa ceva. Și aceste informații plecau la Moscova. Pentru că era și un protocol. Era exact, un document. Protocol l-am dat aici în carte. Da. Există documentul. Și la fel procedau și celelalte state din alianță. Și Cehoslovacia, și Ungaria, și RDG-ul, și Bulgaria, și Polonia colaborau pe această linie. Bun, așa. Deci, cum a debutat plecarea lui? Ați spus că mai înainte a făcut un fel de preîncălzire. A primit diverse misiuni externe, sigur, da, sub acoperire,
executând anumite misiuni, Bruxelles, Franța, Italia, Londra. Și la Londra. Da. Și pe urmă, cum s-a stabilit el la Paris? Deci a reportat, să zicem așa, un succes prin pregătirea unui agent de mare anvergură, un agent foarte greu de exfiltrat din țară, și practic succesul acestei misiuni i-a deschis cumva calea către, adică conducerea de atunci a considerat că, într-adevăr, prin modul în care l-a pregătit pe acest om pentru misiunea în Occident, dă dovadă că este un ofițer cu suficientă maturitate. Telespectatorilor, l-a recrutat și l-a pregătit sau doar l-a pregătit? L-a recrutat și l-a pregătit. Aici este marea problemă, da. Pentru că faza acesta a recrutării sau actul acesta a recrutării este deosebit de important. Da. Să convingi un om să colaboreze. Și nu oricine poate să determine o altă conștiință umană să lucreze pentru tine, să fie conștient că lucreze pentru tine, nu? Și mai ales conștient că este într-o anumită dificultate, el acționează ilegal și este, poate face parte din teritoriul sau este cetățeanul acelei țări, pe de o parte, sau poate să fie și rezident. Oricum, acest talent de a recruta o persoană care să lucreze în mod conștient în interesul tău, asta o pot face decât talentații, decât adevăratele minți, să aibă această capacitate de a încovoia conștiința acelea să lucreze pentru tine. Sigur, sunt motive de natură ideologică, unele prin șantaj și compromitere, altele cu bani, nu? Foarte mult. Altele îmbină elementele acestea. Altele îmbină, sigur că, dar o mixtură între ele, dar în general cu bani s-au cumpărat foarte multe conștiințe. Așadar, da. A ajuns la Paris. A ajuns la Paris sub acoperirea de funcționar în cadrul Agenției Economice a României de la Paris. A reușit foarte rapid, aici fac o paranteză, vorbea fluent limba franceză, era absolvent de liceu de civil făcut la zi, adică era printre cei care chiar aveau studii în momentul când au fost angajați. Deci era intelectual. Așa, cu lecturi bogate, cu pasiune pentru artă. A reușit foarte rapid să-și creeze o serie de conexiuni în mediul oamenilor de afaceri. La vremea respectivă, acest lucru a fost favorizat și de faptul că România era într-o plină ofensivă pentru reluarea legăturilor tradiționale cu Franța. Și era o activitate efervescentă pe linie de afaceri externe, pe linie comercială între România și Franța. Într-una din aceste activități de protocol a reușit să cunoască un diplomat latino-american pe care l-a surprins plăcut și aici apare și hazardul printr-o replică pe care i-a dat-o la un cocktail prefectului poliției din respectivul oraș. Replică ce l-a încântat pe respectivul diplomat, după care au continuat discuțiile împreună, au stabilit o relație de prietenie, dar din relația respectivă nu ieșea nimic. Misiunea principală era NATO. Într-un final, după ce legăturile s-au consolidat foarte bine, Mihai Caramanian a făcut o confidență. Dragul meu, pe mine mă interesează de fapt NATO. Nu știu dacă aș putea să fac ceva. Respectivul diplomat și-a adus aminte că la o altă recepție cunoscuse pe un tip care lucra chiar la cartierul general NATO. Și a spus, stai să văd dacă mai reușesc să dau de urma lui. A reușit să dea și de aici începe povestea cunoscută prin cartea Cei 13 români care au zguduit NATO, publicată în 1972 la Paris. La vremea respectivă se pare că totuși ori contraspionajul francez nu aflase de rolul acestui diplomat latino-american, ori nu au vrut să treacă în carte. În carte apare că recrutarea funcționarului NATO s-a făcut întâmplător în cadrul unei recepții date de primăria Parisului, unde Caraman l-a cunoscut întâmplător și l-a recrutat. De fapt, Caraman îl urmărea și îl studia de 6 luni de zile pe respectivul funcționar. Îi studiase foarte bine comportamentul, apucăturile, mediul. Iar în momentul când l-a abordat la respectivă... Ce ferestre are unde să poată intra în sufletul lui. Când l-a abordat la recepția de la primăria Parisului, știa foarte bine. A mers la sigur, ca să zicem așa. Diversi binevoitorii le-au adus lui Mihai Caraman cum că l-a fi recrutat printr-un șantaj asupra orientării sexuale a acestuia. Și mai departe, nu există nimic care să confirme acest lucru. Relația a fost una, de fapt, de prietenie, de apropiere, să zicem așa, pe baze culturale și ideologice, au făcut
Da, este o anumită empatie. Depinde de gradul de cultură, de persoasiunea, de calitatea de persoasiune pe care o are recrutorul. Exact. Adică să-i atingă punctele sale slabe. Unora le place arta, poate l-a avut la mână... Nu a fost vorba, pentru că am avut șansa să discut cu domnul Caraman și l-am întrebat exact cum a decurs. Vorbim și de asta, e foarte interesant. Deci a fost pur și simplu o apropiere, cum am spus, pe latura aceasta culturală, schimburi de relații. O limbă latină, ăla vorbea spaniola. Iar acest lucru a fost confirmat și de agent în momentul când a fost prins și judecat. Judecătorul francez, la fel, a încercat să insinueze ceva legat de homosexualitatea lui. Lucru pe care acesta l-a respins și a zis că nu. Discuțiile cu Caraman erau, în schimb, foarte plăcute. Deci avea un anumit farmec personal. Exact. Ceea ce o confirmă și ceilalți agenți pe care i-a făcut la Paris. De exemplu, unul dintre ei, Francis Rusil, a fost abandonat din motive de securitate la un moment dat de Mihai Caraman și trecut în legătura unui alt ofițer român. Lucru care l-a afectat foarte mult pe agent, care spune ulterior la proces, zice, cu Mihai erau, Michel, era o plăcere să ne întâlnim, să stăm de vorbă. Și celălalt aici, nu vrea decât informații. Aici este o chestiune foarte interesantă în relația dintre recrutor și agent și de multe ori agenții dă de înțeles unor șefi sau celor care au școli și analizează asemenea cazuri, că de multe ori agentul se desparte greu de cel care l-a recrutat, exact. Și cu dificultate poți să-l treci în legătura celorlalți. Sigur că după îndelungi munci se poate face această chestiune, dar este important, asta este vorba unui profesor de-al nostru, este cam prima dragoste care nu se uită, cel care l-a recrutat prima dată și care i-a câștigat încrederea, sigur, greu, are o anumită condiție. Mai ales când această recrutare s-a făcut, cum am zis, prin convingere, nu s-a făcut prin șantaj, prin constrângere, prin oferirea unor foloase materiale, iar talentul de psiholog al lui Mihai Caraman este incontestabil, pentru că acest prim agent de care vă spuneam, Robert Van de Ville, care lucra la Serviciul Central al Arhivei NATO, el a fost cel care a venit și a oferit informații, primele documente. Deci Caraman nu i-a cerut niciun document. El s-a oferit singur. Da, i-a dat de înțeles că România poartă o politică aparte, că încearcă să se desprindă cumva de îmbrățișarea sovietică, că noi trebuie să slujim cauza păcii. Poate că în conștiința lui erau cumva elemente de stânga, ar fi îmbrățișat ideologia comunistă. Respectivul agent avea o orientare de stânga, într-adevăr. În Franța, stânga a fost întotdeauna destul de generos îmbrățișată de foarte mulți cetățeni. Dar din aceste discuții a dat de înțeles că dacă ar fi cumva sprijinită România, ar putea să facă o figură bună în cadrul lagărului socialist. Și atunci, la început, i-a adus niște documente mai puțin importante, i-a mulțumit, a continuat relațiile cu ele, i-a adus alte documente mai importante, până când, așa cum povestește generalul Caraman, a adus un document de o extraordinară importanță, din categoria Cosmic Top Secret, cea mai înaltă clasă de secretizare din cadrul NATO. Era vorba de... Tratatului. Era vorba de planul de înzestrare a tuturor țărilor membre NATO pe timp de 5 ani, 1958-1963, pe categorii de forțe terestre, maritime, aeriene, pe țări defalcate, strategia, tot ce trebuie. Deci era un document de 120 de pagini, Cosmic Top Secret. Când a fost trimis la București, șocul a fost atât de mare încât prima reacție a fost, exact, a fost că ar fi vorba de o intoxicare. S-au consultat, au trimis documentul și la Moscova. Moscova, prin rețelele multiple pe care le avea... Alți agenți a verificat? A verificat, a venit confirmarea că documentul este veritabil, informațiile se confirmă și atunci a început marele joc care s-a întins practic pe durata mai bine de 10 ani. Rețeaua Caraman și-a încheiat activitatea în august 1969. Aici, iarăși, între legendă și adevăr, în foarte multe lucrări scrie că se spune că Mihai Caraman și ceilalți ofițeri au fost expulzați din Franța. Nici vorbă de așa ceva. Mihai Caraman a plecat de la Paris. A fost retras, cum ar veni, la cererea proprie și înainte de a pleca, pe 14 august, a oferit o recepție la Paris, la care au participat figuri proeminente ale diplomației și ale lumii pariziene. Primul sosit la recepția asta, așa cu titlul de amuzament, era generalul Vernon Walters, o figură de primă mărime, șeful antenei CIA la Paris, cel care a mediat primele contacte între China lui Mao și Statele Unite, o figură, cum am zis, de mare anvergură, care a picat primul la această recepție, nu întâmplător, pentru că... Avea bănuieli?
Nu, a avut speranțe. Aha. Practic, rețeaua a căzut în urma trădării adjunctului lui Caraman, ofițerul Ion Iacobescu, care a trecut în SUA, a fugit în SUA, și care a devolat activitatea acestei rețele. Werner Walter s-a sperat că Mihai Caraman este cumva panicat și a încercat să-i sugereze ideea că ei îi pot oferi un loc unde să se retragă liniștit, adică să nu plece la București unde cine știe ce l-așteaptă, nu? Planeau niște temeri ca pentru oricine și a dat de înțeles că ar putea să meargă și el într-un loc foarte... Numai că psihologia lui Caraman era cu totul altfel. Spuneau ei în lumea liberă. În lumea liberă. Da. Iar faptul că l-a prețuit foarte mult și l-a apreciat și rezistența aceasta din august 69 e dovedită de faptul că în 1992 generalul Werner Walter și-a încheiat cariera ca ambasador al Statelor Unite în RFG. La finalul mandatului de ambasador a făcut o călătorie prin Europa împreună cu soția sa și a venit și la București dorind să-l cunoască pe Mihai Caraman, care la vremea respectivă conducea SIE. În ultimul moment a intervenit ceva și nu s-au putut întâlni. În schimb, i-a trimis un mesaj în care exprimă admirația pentru cel care i-a fost un adversar de valoare la Paris și îl felicită pentru funcția de director al Serviciului de Informații Externe. Deci, iată, există și cavalerism în munca de informații. Exact. Nu? Există. Așa, când a picat și rețeaua SOE al britanicilor, rețeaua olandeză, au parașutat aia 50 ceva de... șeful contraspinajului german, se vedea în timpul războiului, nu? I-a prins și totuși la sfârșit dă o telegramă în care le mulțumește pentru colaborare, în sensul că nu s-au prins până după ce aproape urma să se ocupe Olanda. Așadar, aceste trimiteri se fac... Da, cum spunea Walter Nicolai, serviciul de informații, serviciul secret, un serviciu al seniorilor. În lumea mare, ca să zicem așa, informațiilor, lucrurile se pun în cu totul alte ecuații decât... Cum se spune în nemțește, Herrendienst. Un serviciu de domn. Exact. Este o muncă nobilă, nu oricine poate să pătrundă în această muncă. Dacă nu ai calități, dacă nu ai har, dacă nu ai capacitate de adaptare, iată că spuneam de la început, și această mișcare, de la o școală la alta, de la un loc la altul, alți oameni, alte locuri, alți oameni și permanent, deci această chestiune a produs declicuri în mintea lui, a absorbit și a căutat căi să supraviețuiască, de fapt, să se adapteze și practic și-a creat o mică școală de adaptare și de supraviețuire. Așa, faptul că a avut și o bună pregătire și a fost și într-un mediu, să spunem așa, de gintă latină în Franța, da? Da, au fost mai multe elemente care au venit în sprijinul succesului, da? Și această deschidere pe care România a făcut-o către Franța, exact, în materie economică, să avem cât mai multe oportunități, așa cum a venit Dacia, așa cum au venit tehnologie. Deceniul acesta în care Mihai Caraman s-a aflat la Paris, 1958-1969, practic a reprezentat apogeul relațiilor bilaterale dintre cele două state. A fost perioada în care, așa cum ați menționat, s-a făcut fabrica de la Pitești, s-a implementat programul pentru construcția calculatoarelor Felix. Tot cu sprijin francez, s-au pus bazele negocierilor pentru licențele pentru elicopterele Alouette și Puma Socat, care s-au construit ulterior. Exact. Au început negocierile pentru Banca Româno-Franceză, care s-au finalizat în 72-73. Deci a fost deceniul de maximă respirație, de maximă deschidere. Și nu a fost o întâmplare, de exemplu, că premierul Junger, Gheorghe Maurer, a fost primul șef de guvern care a vizitat oficial un stat membru NATO în 1964. Și un prim-ministru care avea cultură occidentală. Era limba franceză, era limba maternă. Limba maternă, da, și vorbea și limba germană. Da. Așadar, iată nuanța personajului, adică extrem de bine pregătit. Nu poți să trimiți în locuri din acestea de o anumită complexitate oameni. Mi-amintesc și am mai spus-o pe post când au trimis agenții pe spațiul englez nemții crescuți în școlile lor rigide și i-a trimis și tunș scurt acolo și s-au devalat. Da, i-a prins rapid polițiștii de stradă, chiar i-a prins și i-a arestat și a supus anchetei. Așadar, el s-a adaptat rapid civilizației orașului după ce făcuse aceste încălziri, etc., etc. Și în rețeaua lui de agenți, 13, a spus... Nu, 13,
2013 erau ofițerii români care s-au ocupat de agenți de rețea în sine. Rețeaua a cuprins 3 agenți de anvergură și alți agenți de mai mică importanță. Cei 3 de mare anvergură care au furnizat documentele din NATO au fost Robert Van de Ville, primul agent, apoi Francis Roussil, un alt francez care lucra tot în cadrul Arhivei NATO la serviciu de traducători și acolo documentele când veneau la tradus pentru diversele delegații, omul sustrăgea din ele pentru că nu se respectau procedurile de distrugere a acestor documente. Iar al treilea agent a fost un turc recrutat la Istanbul de Cornel Rizu, un alt ofițer român, și predat în legătura lui Mihai Caraman la Paris în momentul în care acesta, de la Ministerul de Finanțe al Turciei, a primit o funcție tot pe linie de finanțe în cadrul NATO. Era practic a treia poziție în ierarhia NATO. Deci avea și un om din NATO. Pe cineva care să-l conseze în materie financiară. Era foarte important pentru că toate proiectele, toate programele de înarmare, de dezvoltare a infrastructurii aveau preț de cost. Aveau preț de cost și toate treceau la aprobare prin mâinile acestui Așadar, putea să-și verifice informația. Și să reținem că chiar dacă sunt trei, dar faptul că aveau un potențial informativ enorm, făcea mai mult decât unul care avea în legătură poate 20-30. Fără îndoială, pentru că erau agenți de primă mână. Asta e foarte important. Deci, informațiile care veneau de acolo erau din clasa cosmic. Ei se preumblau printr-o lume extrem de importantă, într-o supă de informații foarte importantă în cadrul NATO. Da. Și atunci, iată că aceste informații erau de primă mână și firește au sprijinit, să spunem așa, centrala de acasă. Ca să vă faceți idee cât de eficienți erau, mai ales cel de-al doilea, Francis Roussil, în procesul colaborării, la un moment dat, Moscova ajunsese să ceară anumite documente care reieșeau din textele altor documente. Și atunci cerau documentul NSC numărul cutare. Sigur că rețeaua agenturii moscovite rusești era foarte mare pe spațiul occidental și aveau o largă posibilitate să verifice informații. Exact ceea ce au și făcut. De aceea a crescut valoarea lui. Cucișat. Absolut. Dar vreau să spun că acest agent era capabil ca într-o săptămână, 10 zile, maxim 2 săptămâni, să facă rost de documentele cerute. Deci documente specifice, nu cei cădeau întâmplător în mână, că veneau la tradus sau... Deci aveau agenți buni și foarte siguri. Exact. Deci practic discutau pe viu, am nevoie de chestia asta, am nevoie de chestia asta, am nevoie... Exact. Și atunci... Aici mai apare iarăși un element care pledează pentru talentul nativ și modul de abordare psihologică a oamenilor. L-am întrebat pe domnul general de ce nu a optat pentru sistemul de predare a materialelor prin căsuță personală impersonală. Căsuță poștală impersonală, în CPI. Și mi-a spus că era foarte important să se întâlnească cu agentul, să-i confirme valoarea informațiilor, să-i dea un semn de apreciere, să reîntărească de fiecare dată și să-l instruiască de prietenie dintre ei. Sigur că dacă aceste contacte se făceau sau avea drept scop și instruirea lui, pentru că acela la rândul lui trebuie să-și ia măsuri contrainformative în așa fel încât să nu trăiască niciun fel de suspiciune. Ori cel care l-a recrutat, nu, șeful rezidenței, el era profesorul lui. Când să se întâlnească, în ce condiții să se întâlnească, mi-amintesc de un spion pe spațiu sovietic, la un moment dat când furniza informații. O chestiune de o imaginație fantastică. Doi copii se jucau cu mingea. O minge mare, cu balon, dădeau de la unul la celălalt și o băteau, săreau, celălalt o prindea. Și el în joacă, agentul s-a băgat și el să joace cu celălalt copil, dar a lipit pe minge un buton foarte, foarte mic. Iar copilul s-a dus cu mingea acasă și tatălui, de fapt, știa această chestiune, a dezlipit așa, și a transmis informația. Deci alții pe sub bani și scor. Deci aceste căsuțe sunt foarte importante, dar iată că domnul Mihai Caraman este și riscant să te întâlnești direct cu agentul, dar faptul că acoperirea lui a fost bună și întâlnirile sugerau că sunt afaceri, că sunt de altă natură, etc., etc., deci a știut să-și acopere și să îmbrace foarte bine contactele, chiar dacă nu erau publice, să nu trezească atenția, atunci, cu această ocazie, nu numai că primea informația, dar și îl instruia. Nu știu dacă în carte, poate nu am sărit-o, pentru că am luat-o și eu pe diagonală, cartea dumneavoastră, de-al minter, extrem de bine scrisă, de mâna unui profesionist, a avut, la un moment dat, și situații când credea că o să pice în plasa contraspionajului francez?
ca orice ofițer de informații, firește că a conștientizat în nenumărate rânduri filajul, supravegherea la care era supus. Și aici iarăși trebuie precizat pentru cei care nu sunt de specialitate. Că mulți își imaginează că dacă contraspionajul advers te-a luat în filaj, gata, ești un om terminat. Un ofițer de informații profesionist își păstrează calmul, merge cu filajul după el, îl poartă ore întregi. Povestea generalul Caraman că a avut zile în care mergea cu filajul după el 8 ore. Și exasperat pe respective, vizitând diverse săli de expoziție, admirând cât un tablou și câte un sfert de oră, câte jumătate de oră, în timp ce filajul trebuia să-și facă de rost și el să se uite pe la altă tablou și mai departe. Deci asta face parte din tehnica de spionaj, să nu trezești atenția. Chiar dacă găsești un microfon, acolo îl lași. Sau orice altă situație. Deci multe rânduri. A avut sentimentul acesta că e urmărit de aproape, foarte de aproape. Dar momente în care se teamă de o arestare, de o cădere efectivă, nu au fost. Au fost câteva momente de cum până în clipa în care primul său agent a fost anchetat de către DST, Robert Van de Vil, a fost devaluat de către o doamnă. Ne sună din regie că timpul ne grăbește. Da. Da. Ca să rezum, deci în cei 11 ani, fără îndoială că au fost numeroase momente tensionate, și aici revin la pasiunea pentru artă care, potrivit domnului general, a asigurat un pilon de stabilitate, de echilibru emoțional, dar întotdeauna aceste momente critice au fost depășite cu sânge rece. Da, sigur că ar mai fi multe de povestit despre acest personaj fabulos, după părerea mea, unul dintre cei mai buni ofițeri de inteligență ai școlii românești de spionaj, și sigur personajul trăiește. Am înțeles că mâine într-o altă zi mai aveți vreo lansare în care să fie invitați acest personaj, nu se știe. O să fie o lansare. O lansare, și, da. Și faptul că ați avut și contacte cu dumnealui și ați reușit să-l rupeți din această tăcere absolută a lui, nu aveți de la mine decât un benemerenti, reușind, poate într-o altă emisiune, să vorbim și de această chestiune, cum l-ați cunoscut și cum l-ați adus să înregistrați discuțiile cu el și mai ales să verificați informațiile cărții din gura acestui distins personaj. Da, am încercat să pun în paralel informațiile documentare cu mărturia dumnealui și cu alte mărturii din epocă. Din epocă, da. Eu vă mulțumesc, distinse domnule Florian Banu. Felicitări încă o dată. Cartea este extraordinar de bine scrisă. Și sper că asta abia este începutul. Stimați telespectatori, pun discuții capăt pentru că ne obligă timpul. Să sperăm că emisiunea v-a plăcut și că personajul acesta v-a atras atenția. Așadar, sunt pe încheierea emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Stan Petrescu și până la o emisiune viitoare vă spun la revedere. Bună seara!